Au alergat 10 km pentru ca să obțină 50.000 de euro. S-a întâmplat în raionul Hâncești. Organizația irlandeză de caritate Outreach a organizat pentru prima dată în Republica Moldova un mini-maraton. Aproape 1.000 de oameni au alergat pentru o cauză nobilă. Banii au fost donați unui internat pentru copii cu dizabilități din orașul Hâncești. S-a dat la ora 10:30 în satul Logănești. Plin de energie, sute de oameni, inclusiv copii cu dizabilități, au alergat aproape 2 ore pentru a încuraja un mod sănătos de viață și pentru a merita banii promiși de organizația de caritate. Mi-a plăcut cel mai mult că am alergat atât kilometri fără mașină. Eu asta am făcut pentru colectivul nostru, pentru casa internat. Alături de copiii cu dizabilități a alergat și ministrul muncii. 10 kilometri, nu am făcut nicio șmecherie. Este minunat, este o idee foarte frumoasă. Sper să fie nu ultimul, pentru că prin astfel de acțiuni sensibilizăm societatea că mișcarea este un fel de a fi. Primul loc la mini-maraton a fost ocupat de un elev care a parcurs distanța de 10 km în 40 de minute. El a fost răsplătit cu bani și o diplomă. Am alergat, unul să câștig, doi să fac pe alții percis, trei am participat la concurs. Trebuie să ne implicăm în activități extrașcolare. Aproape 30 de polițiști au escortat pe maratoniști pentru ca aceștia să ajungă cu bine la finish. Organizatorii evenimentului sunt mulțumiți de rezultate. Copiii noștri, care au ținut în pat mulți ani și după operații, după reabilitare, au mers pe jos și le-au mulțumit să termină. 10 km pentru dinții e ca 100 km pentru noi. Eu mă mândru de dinții. 340 de copii cu dizabilități din casa internat din Hâncești vor beneficia de banii colectați în cadrul maratonului. Organizația de caritate Outreach desfășoară astfel de evenimente din anul 1900.